În vârstă de 16 ani, Alexandru Romaniuc provine dintr-o familie modestă cu 8 copii. Tatăl său lucrează în Germania, unde este și Alexandru în momentul de față împreună cu mama sa. La vârsta adolescenței, când ar trebui să se bucure de viață, Alexandru se luptă cu boala. Sportivul a fost diagnosticat cu o boală crâncenă, care necesită o intervenție pe cord, în valoare de 7.000 de euro. Pe când ceilalți copii erau afară sau în fața calculatorului, Alexandru a preferat să fie în sala de antrenament, astfel că și-a dedicat mare parte din viață luptelor greco-romane. Munca sa a fost răsplătită, Alexandru devenind multiplu campion național la lupte greco-romane. An de an, sportivul dă tot ce are mai bun pentru a fi învingător. Anul trecut, acesta a ieșit campion național pe categoria sa de vârstă. În calitate de director adjunct al Clubului Sportiv Botoșan, doresc să fac un apel umanitar referitor la unul dintre sportivii clubului nostru. Este vorba despre un adolescent, un sportiv, un campion, component al secției de lupte greco-romane, în vârstă de 16 ani, care recent a fost diagnosticat cu o afecțiune extrem de gravă la inimă, care necesită o intervenție pe cord în Germania. Numele sportivului este Romaniuc Alexandru, are 16 ani, este multiplu campion național la lupte greco-romane. Anul trecut a redevenit campion național la categoria de vârstă copii. A fost component al lotului național U15 și a participat la campionatele europene U15. Apoi și pe salteaua de antrenament la vârsta de doar 8 ani și de atunci nu s-a dat bătut niciodată. Alexandru a fost un copil și este un copil destul de abil, are calități deosebite pentru a practica această disciplină sportivă. El a intrat în sala de lupte de la vârsta de 8 ani de zile. Este o fire mai aprigă un pic, uneori copilul se retrage datorită faptului că colectivitatea nu-l deranjează, dar are nevoie de odihnă și uneori se retrage pentru odihnă, întrucât el în ultima perioadă de vreme, în ultimii 3 ani, a participat cu echipa României la campionatele europene și a avut mentalitatea, voința de a ieși medaliat, însă rezultatele nu sunt pe limita așteptărilor din partea copilului. A obținut doar locul 7 în 2016 la campionatele europene. Instructorul lui Alexandru, Aurela Petrei, susține că acesta este un băiat perseverent și cu voință. Dovadă sunt și numeroasele premii pe care le-a obținut. Deși a urcat pe podium aproape la fiecare competiție la care a participat, sportivul nu a fost pe deplin mulțumit. A început să practice sportul de la vârsta de 8 ani, este legitimat la Clubul Sportiv din 2013. Apropiații copilului speră ca intervenția să fie una reușită, iar Alexandru să revină și să intre din nou în ringul de lupte. Persoana de contact din cadrul clubului este antrenorul sportivului, domnul profesor Petrei Aurel. Vă mulțumim tuturor pentru contribuție în numele familiei și a sportivului. Oamenii cu suflet mare care doresc să-l ajute pe Alexandru să iasă învingător și de această dată pot cere informații la numărul de telefon al instructorului său sau pot face donații direct în contul tatălui acestuia.